da, foarte bună, nu numai pentru că am acceptat invitația la evenimentul nostru de astăzi, dar mai ales e liceul de suflet. Am absolvit liceul Țițeica de atunci, deja era Colegiul Național în 2008, da, acum 13 ani, și sunt convins că, mă rog, cursul istorie nu putea să fie decât favorabil Colegiul Țițeica, a fost foarte bun, cred că acum este excepțional, părerea e foarte bună. Părerea mea a fost și rămâne o părere foarte bună. O școală de calitate deosebită prin personalul care se află, prin elevi, în primul rând, prin profesor, tot în primul rând. Sunteți cei mai buni. Liceul Grigore Țițeica pentru mine, repet, a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții mele și din punct de vedere personal, dar și profesional, am pregătit pentru ceea ce sunt astăzi. Dacă astăzi am reușit într-un anumit fel în viața profesională, este datorită anilor petrecuți în cadrul liceului Grigore Țițeica, datorită profesorilor care au fost unii excepționali și astăzi, de asemenea, sunt profesori excepționali. Una foarte bună și nu neapărat doar că vreau eu să am o părere bună, ci datorită rezultatelor foarte bune pe care le are acest liceu, atât la nivel național cât și internațional, olimpiade, concursuri, dar în punctul meu de vedere, am spus-o și în discursul pe care l-am avut, în primul rând datorită rezultatelor pe care le aveți la bacalaureat. Pentru mine bacalaureatul rămâne un reper în ceea ce înseamnă educația copiilor noștri. Și atunci când bacalaureatul este luat de 99% dintre elevi, înseamnă că atât liceul prin cadrele didactice, prin oamenii care muncesc acolo și au făcut datoria, cât și valoarea elevilor arată această performanță. Vă urmăresc de ani de zile performanțele și realizările. M-am bucurat de fiecare dată de ele. Vă felicit pentru ele. Să aveți succes în continuare și să fiți în continuare vecinii noștri cei mai buni. O părere foarte bună. Consider că sunt ele foarte bine pregătiți, cadre didactice cu un nivel înalt de profesionalism. O dovedește și performanțele obținute și cariera ulterioară. Eu cunosc foarte mulți absolvenți ai liceului, precum și care ulterior au urmat studii superioare, studii universitare, post-universitare, chiar și străinătate. Wow!